În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, poliția giurgiuveană aduce în atenția populației regulile privind articolele pirotehnice. Au fost deja întocmite 3 dosare penale persoanelor care nu au respectat prevederile legale în domeniu și au fost confiscate aproape 11 tone de petarde și artificii. Scopul acestei întâlniri este de a transmite un mesaj foarte clar populației cu privire la aceste activități, în sensul că utilizarea acestor produse se face în condițiile legale de către persoane autorizate. O atenție deosebită va fi acordată operațiunilor cu materiale pirotehnice din punctul de trecere a frontierei. Polițiștii spun că legea destul de permisivă din țara vecină îi determină să ia măsuri și vor acționa cu efective mărite. În cele două puncte de trecere a frontierei, PTP Giurgiu Feroviar și PTP Giurgiu Rutier, se vor efectua controle amănunțite asupra tuturor persoanelor și mijloacelor de transport care tranzitează cele două puncte de frontieră. Un rol important îl joacă și Inspectoratul Teritorial în Muncă. Instituția derulează la nivel național o campanie privind activitățile cu articole pirotehnice motivate de evenimentele grave din ultimii ani. Inspectorii în Muncă reamintesc persoanelor fizice sau juridice că au nevoie de autorizație pentru a comercializa materii explozive. Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu are calitatea de a autoriza persoanele fizice și juridice care fac dovada acestor fapte și numai în anumite condiții. La noi trebuie să depunem un dosar care să cuprindă o cerere de solicitare a autorizării, documentație privind depozitarea articolelor pirotehnice, un memoriu tehnic. Cu autorizația de la ITM, viitorii comercianți trebuie să solicite o altă autorizație de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Autorizația se obține numai la solicitarea persoanei pe o durată determinată cu drept de prelungire. Autorizațiile se vizează anual de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și Inspectoratul de Poliție, pe raza cărora își desfășoară activitatea persoanele fizice sau juridice. Oamenii legii atenționează giurgiuvenii să nu își riște libertatea în perioada sărbătorilor. Singurele articole pirotehnice care pot fi folosite fără a fi necesară o autorizație specială sunt cele din categoria 1, care prezintă un risc neglijabil și nivel de zgomot foarte scăzut. Totodată, polițiștii recomandă să nu cumpărați, să nu utilizați și să nu permiteți folosirea de articole pirotehnice comercializate de către persoane neautorizate.